Bună ziua tuturor, stimați și onorați oaspeți, stimată mass media, dați-ne voie să începem evenimentul nostru consacrat astăzi pentru deschiderea și inaugurarea centralei, pe unicii, de fapt, centrale pe biomasă, încadrate în sistemul de alimentare centralizat cu energie termică din municipiul Chișinău. Suntem de asemenea onorați de prezență la evenimentul de astăzi a domnului ambasador al Republicii, a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în Republica Moldova, excelența sa domnul Stephen Mark Fisher și domnul Gary Davids, însărcinat cu afaceri și consul al ambasadei Marii Britanii, a domnului Boris Găină, vicepreședintele Academiei de Științe, a secretarului de stat al Ministerului Economiei, domnul Mihail Pașcu, a domnului Țăpordei, Genadie, directorul Agenției Proprietății Publice, și de asemenea salut viceprimarul municipiului Chișinău, Ilie Cioban, și doamna Aurelia Samson, directorul UCP, Vadim Iațchevici, delegat din partea Agenției Naționale pentru Cercetări și Dezvoltare. Vă mulțumesc tuturor că ne sunteți alături în acest moment. Vreau să încep cu ceea că prestarea serviciilor de termoficare în municipiul Chișinău pentru termoelectrica de la fondare era o prioritate. Pentru a fi mai aproape de consumatorul său și pentru a fi mai prietenoasă. De aceea, pe lângă producerea tradițională a energiei termice și electrice în regim de cogenerare, termoelectrica s-a angajat și pentru prima dată a implementat cu succes o centrală pe biomasă din surse regenerabile pentru producerea energiei termice, ceea ce sunt esențial pentru îmbunătățirea securității energetice a țării și pentru consolidarea efortului pe termen lung de atitudinea schimbării climatice. Primul pas în acest sens se datorează unei colaborări frumoase începută anul trecut, care cu siguranță va servi drept un exemplu pentru dezvoltarea producției energiei verzi în Republica Moldova. Această centrală pe biomasă modulară pe care o inaugurăm acum a fost construită în cadrul proiectului integrarea plantei energetice Miscanthus în ciclul de producere a energiei termice în sistemul de termoficare centralizat. Realizat de asemenea în parteneriat cu Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor și cofinanțat din bugetul de stat prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, valoarea căruia este aproximativă de 1,7 milioane lei, din care 50% din cheltuieli au fost acoperite de către termoelectrica. Potrivit acestui parteneriat de colaborare încheiat, termoelectrica și-a asumat investiții în procurarea echipamentului necesar, generării de energie termică, respectiv pentru asigurarea confortului necesar în perioada rece a anului, în incinta Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, iar din bugetul de stat fiind acoperit cheltuielile legate de procesul tehnologic de pregătire a propriu-zis a combustibilului. Nu întâmplător, această centrală este amplasată într acest loc. Pe lângă faptul că Institutul este beneficiarul energiei termice produse de această centrală, tot aici este produs și combustibilul ce este utilizat de această centrală. Acest proiect de transfer tehnologic unic în Republica Moldova este foarte important pentru noi și reprezintă un exemplu pe care ne putem să-l reproducem la scară largă în sacetul din municipiul Chișinău. Pe această cale vreau să mulțumesc, să transmit felicitări tuturor copartenerilor acestui proiect, Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, companiei engleză TerraVesta Limited,
Guvernului Republicii Moldova, Agenției Proprietății Publice, Ministerul Economiei și Infrastructurii și, nu în primul rând, celorlalți parteneri de dezvoltare. Eu vă mulțumesc. Acum ofer cuvântul doamnei Larisa Andronic, directorul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor. Vă rog, doamna Andronic. Stimate doamne, stimați domni, distinși oaspeți, suntem astăzi la un eveniment deosebit, eveniment ce vine să încununeze cercetările științifice realizate pe parcursul a mai multor ani, ce vizează studiul particularităților plantei cu potențial înalt energetic, Miscanthus, studii care au fost inițiate încă în 2014 prin colaborare cu cercetători științifici de la Universitatea Averist și compania TerraVesta din Marea Britanie. De asemenea, este un eveniment special prin lansarea acestui proiect dezvoltat în parteneriat cu compania Termoelectrica, ce vine să confirme și să aprecieze eficiența energetică a biocombustibilului produs din planta energetică Miscanthus. Prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, un colectiv comun al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, în colaborarea activă cu compania Termoelectrica, în calitate de partener cheie și cofinanțator acestui proiect, au fost dezvoltate sarcinile și obiectivele care în final vin să demonstreze potențialul energetic al culturii Miscanthus, includerea acestei culturi în lanțul energetic și producerea de energie regenerabilă. Institutul Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, în calitate de organizație din domeniul cercetării și inovării care dezvoltă studii în genetica și ameliorarea plantelor de cultură, evaluarea potențialului productiv și fiziologic al plantelor de cultură în condiții de stres climatic, biotic, elaborare de metode biologice de protecție a plantelor, este axat și pe prioritățile stringente globale care țin de schimbările climatice, securitatea alimentară, securitatea energetică, reducerea emisiilor de gaze, tematici în care se înscrie și proiectul care este în derulare. Cu ocazia acestui eveniment, țin să adresez cele mai sincere mulțumiri conducerii companiei Termoelectrica pentru eforturile depuse și suportul în realizarea acestui proiect. Mulțumiri sincere reprezentanților companiei TerraVesta, cu care pe parcursul mai multor ani se dezvoltă relații active, întregului colectiv care a participat din partea ambelor institute la dezvoltarea proiectului, tuturor celor prezenți la evenimentul de astăzi. Mulțumim, succese și realizări frumoase! Mulțumim, doamna director. Eu acum o să ofer cuvântul domnului ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Republica Moldova, excelența sa, Steven Mark Fisher. Vă rog. Bună ziua tuturor! Stimate domnule Eni și doamna Andronici, gazdele noastre, stimați oaspeți, stimați membri a mass media, eu sunt încântat să fiu astăzi aici la lansarea primei centrale termice pe biomasă în Republica Moldova. Acest gen de tehnologie poate ajuta Moldova să și asigure securitatea energetică în viitorul. Sper că acest proiect va fi extins și va fi implementat în mai multe regiuni ale țării, nu doar în suburbile Chișinăului. Înțeleg că, în afară de avantajele termice ale acestui proiect, combustibilul folosit, Miscanthus, are un impact pozitiv pentru sănătatea solului, biodiversității locale și oferă beneficii economice agriculturilor, care este foarte important. După cum probabil cunoașteți, următoare conferință părților a Convenției ONU privind schimburile climatice, adică COP26, va avea loc în Marea Britanie acest an.
conferință este foarte importantă și are 5 domenii prioritare. Sunt adaptare și reziliență, finanțe, soluții bazate pe natură, vehicule cu emisii zero și tranziția energetică. Proiectul dumneavoastră este un bun exemplu, foarte bun exemplu, care se înscrie în câteva dintre aceste domenii și arată cum lucrurile pot fi ameliorate în favoarea oamenilor și a naturii. La fel, anul trecut, premierul britanic Boris Johnson a lansat un plan de 10 puncte pentru revoluția industrială verde. Conform acestui plan, Marea Britanie pretinde deveni centrul numărul 1 mondial pentru tehnologia și finanțele verzi. Printre rezultatele planificate se numără: din anul 2030 vom stopa vinderea autovehiculelor cu petrol și diesel și de a îmbunătăți eficiența energetică a caselor și clădirilor prin înlocuirea încălzării bazate pe combustibili fosile și planificăm instalarea a 600.000 de pompe de încălzire până în anul 2028. În final, sunt convins că relațiile bilaterale dintre țările noastre vor include mai multe proiecte în afară de acestea de astăzi și vor fi încă mai multe oportunități de explorat împreună între Regatul Unit și Republica Moldova. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes! Vă mulțumim, domnul excelență ambasador. Eu, dacă o să-mi permiteți, o să, într-adevăr, nu numai că noi am asigurat, am reușit să asigurăm calitatea serviciului de termoficare la Institutul de Genetică, însă am reușit să reducem și emisiile de CO2, deoarece o asemenea centrală, de o asemenea capacitate de 150 de kW, are o emisie anuală în reducere aproximativ de 43,5 tone de CO2. Acum aș invita pe domnul secretar de stat, domnul Mihail Lupașcu, să ne spui câteva cuvinte. Stimată gazda evenimentului, doamnelor și domnilor, stimați directori, domnule Iene, doamna Andronic, excelență, domnule ambasador, vă salut călduros din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii și mulțumesc gazdelor pentru invitația la acest important eveniment de integrare a unei centrale termice pe biocombustibil solid în sistemul centralizat de energie termică Chișinău. Mă bucur că politicile în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabile, elaborate și promovate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, prin viață în proiecte inovaționale dezvoltate și implementate de întreprinderile de stat cu suport și în cooperare cu mediul academic. Evenimentul de astăzi demonstrează încă o dată preocuparea societății pe acțiuni termoelectrica față de calitatea serviciilor și ce le pune la dispoziția consumatorilor, cât și grija ce o are față de mediul ambiant. Cu această ocazie vreau să mulțumesc în special Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor pentru participarea în acest proiect și pentru expertiza acordată la subiectul valorificării surselor de energie regenerabile disponibile local. Sunt convins că sinergia creată prin această investiție va permite să promovăm cu succes conceptul de dezvoltare durabilă și în rândul altor întreprinderi
iar exemplul întreprinderii termoelectrica vor putea fi replicate și tirajate în viitorul apropiat. Este evident că în absența resurselor proprii, sprijinirea și promovarea dezvoltării durabile a sectorului energetic și a economiei naționale constituie o prioritate strategică. În acest sens, permiteți-mi să vă asigur că preocuparea echipei Ministerului Economiei și Infrastructurii în promovarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică este permanentă. Sunt sigur că efortul conducerii termoelectrica nu se vor opri aici și vor contribui și mai mult la aducerea energiei verzi în casele chișinăuienilor. Succes! Mulțumim! Mulțumim, domnul Vascu. Acum aș invita proprietarul termoelectricii, directorul Agenției Proprietăți Scurt și domnul Spărdie Groh. Bună ziua! Vreau pentru început să felicit compania termoelectrică și Institutul Genetic de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor pentru punerea în funcțiune cu succes a primei centrale termice pe biomasă integrată în sistemul de alimentare centralizat cu energie termică din municipiul Chișinău. Această centrală termică a fost construită în cadrul unui ambițios proiect din domeniul energetic denumit Integrarea Planetei Energetice în ciclu de producere a energiei termice în sistemele de termoficare centralizată, finanțat de termoelectrica și din bugetul de stat prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. Este o realizare deosebită care va deschide oportunități extraordinare pentru Republica Moldova de a beneficia de energie din surse regenerabile locale. Termoelectrica este o companie cu un potențial mare de implementare de proiecte cu impact major pentru securitatea energetică a țării, care a demonstrat în acești 6 ani de activitate că este capabilă de rezultate valoroase. Iar un exemplu în acest sens este finalizarea cu succes a primului proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică și demararea celui de-al doilea proces, care are drept scop majorarea eficienței procesului de cogenerare prin instalarea echipamentelor noi de producere a energiei, dezvoltarea durabilă a întreprinderii termoelectrică, precum și efectuarea unor investiții pilot de eficiență energetică în clădiri publice și rezidențiale. În acest proiect se integrează în politicile statului privind diversificarea surselor de energie utilizate în beneficiu consumatorilor, iar aplicarea acestuia la scară largă va permite dezvoltarea unui întreg sector al economiei cu noi locuri de muncă, un sector care va contribui la transformarea cetățenilor acestei țări din consumatori în producători de energie. Totodată, acest proiect va da un nou impuls sectorului termoenergetic din țară, astfel încât să devenim mai competitivi, mai eficienți și mai durabil perspectiva protejării mediului înconjurător. În calitate de fondator a întreprinderilor de stat, Agenția Proprietății Publice va susține și va încuraja în continuare implementarea proiectelor de acest fel, cu impact direct în îmbunătățirea calității serviciilor prestate și calității vieții. Vă urăm succes în continuare. Vă mulțumim! Mulțumim, domnul director! Acum aș vrea să invit, avem invitat viceprimarul municipiului Chișinău, domnul Ilie Ceban. Sperăm, termoelectrica speră ca în viitorul apropiat să lansăm o colaborare între primăria municipiului Chișinău și termoelectrica. Bună ziua, stimați colegi, domnule ambasadori, stimați directori. Vă mulțumim foarte mult pentru această oportunitate, pentru a participa la acest eveniment. După cum a menționat domnul director, dumnealui speră, dar noi suntem convinși de colaborarea. De fapt, deja este lansată această colaborare cu întreprinderea de stat termoelectrica. Primăria municipiului Chișinău își propune
pe această cale să beneficieze și să urmărească aceste proiecte pilot care sunt lansate, să ne învățăm și noi, să știm cum să acționăm și care sunt prioritățile pentru securitatea energetică a municipiului Chișinău. Cu toții vedem ceea ce se întâmplă în lume, referitor la securitatea energetică. Vedem cât este de important ca să avem soluții alternative la energie și de aceea noi suntem deschiși pentru colaborare. Avem în discuție un plan de acțiuni referitor la și deja avem lansate proiecte de eficiență energetică a clădirilor în municipiul Chișinău în colaborare cu donatorii internaționali. Astfel, urmează ca în perioada imediat următoare să lansăm proiecte în municipiul Chișinău cu privire la eficiență energetică. Vă mulțumim foarte mult pentru această oportunitate. Este un proiect pilot care ne va deschide noi oportunități și vom învăța noi lucruri. Vă mulțumim! Mulțumim, domnul vicepremier. Stimați oaspeți, onorată asistență, o să încep foarte, foarte pe scurt, ca să acum, anterior, o să mergem la centrală propriu-zis, o să facem o mini-excursie, să spunem așa. Eu, în câteva cuvinte, o să încerc să vă redau. Centrala este de o capacitate de 150 de kW, este încadrată în sistemul centralizat de încălzire al municipiului Chișinău. La institut, anterior, aveam o problemă cu termoelectrica, nu putea asigura debitul necesar și temperatura necesară. Cu instalarea acestei centrale, actualmente, problema este hotărâtă. Eu cred că doamna directoare este mulțumită deja, s-a schimbat calitatea produsului nostru, colaboratorii cred că sunt. Centrala este totalmente automatizată, este instalată contor la ieșire, arderea, de asemenea, este automatizată, practic nu este nevoie de intervenția persoanei fizice. Odată la 24 de ore poate fi verificată, ea se verifică online, este prietenoasă mediului, ce este un lucru foarte important, emisii de CO2 sunt minime, mai mult ca atât, nici nu s-au avut, face zgomot, ea acum lucrează, după cum vedeți. Vreau să mulțumesc încă o dată partenerilor noștri, institutului, doamnei directoare, companiei Teravesta din Marea Britanie, colegilor noștri și tuturor celor care au participat la implementarea, cum am zis, acestui proiect într-un termen record, deoarece două săptămâni în urmă de-abia instalasem carcasa. Felicitări, acum o să vă invit să mergem să facem toți o excursie. Ulterior, întrebări, dacă s-o pară la nasmet, noi suntem gata să spunem. Vă mulțumim frumos! Pandemie, o să lucrăm
să respectăm distanța și o să mergem și o să Vitalie o să explic. Putem să începem de la panou. Acolo este ceva filme informative. Începând de la cum să cultive miscanțul, planta, colectarea lui, recolta, producerea de pelet și respectiv centrala în natură să are care o vedeți. Vă rog. Unde-l faci? Să fie de până autoritate. Bună ziua, vorbesc cu Anatol Sandu, sunt reprezentant companiei Teravesta. Compania Teravesta este lider mondial în biotehnologie și energie. Respectiv pe bază tehnologiei britanice, din 2014 s-a inițiat colaborarea cu Academia de Știință. Care există cultura mișcată în fiecare Republica Moldova. Deci asta este o soluție biotehnologică a energiei verde. Respectiv, împreună cu un parteneriat cu compania Termoelectrica, este primul pas. Sunt următorii pași care de implementat în 19 centrale suburbii. Asta este planta. Deci planta este multianuală, miscanthus. Crește 25 de ani, fiecare an se strânge roada. Deci din roada respectivă, la nivel industrial, se procesează să fac peleți, biocombustibil solid, bricheți, dar și rumiguș în baloturi merge la utilizare. Deci este o soluție curată a energiei verzi, net zero. Deci tot ce se arde, respectiv se merge ca un bun exemplu a economiei circulare. Pentru dumneavoastră, dacă aveți, este necesar, sunt vizualizate cum merge procesul tehnologic. Respectiv, la centrală deja. La centrală, da. Haideți, o să începem de aici. Am vrut să povestesc, dar... Nu, tot ok, centrala este compartimentată în trei părți. Aici este punctul de recepție a combustibilului. Odată la câteva zile, personalul responsabil alimentează centrala cu combustibil ca să asigure funcționarea ei pe următoarea perioadă. Aici este un rezervor de circa 1500 de kilograme de peleți. În regim automatizat el alimentează cazanul. Are senzor de nivel ca să semnalizeze personalul când se termină combustibilul, să vie să îl alimenteze. De aici, combustibilul se transportă în mod automatizat spre cazan. Vă rog. Prin acest snack, combustibilul este transferat la cazan. Da. În capierea asta s-a făcut cazanul și șeful de șantier Vitalie o să ne povestească puțin despre modul de funcționare a cazanului. Cum am văzut în partea cei, noi avem bunkerul mare în care se încarcă combustibil, hai să spunem, porțiunea primară. De la dânsul avem o sistemă de tragerea automat cu șnep, care se împli de amul bunkerul al lui cazan. La bunkerul este două sensori, partea de jos, partea de sus, și dependența de dânsul, el se face împlere automat din partea C. Sub bunkerul avem orzător, el e mai închis, că acolo e mecanisme care totuși periculose, că nu și ia accesul. Orzătorul automat se-l ia combustibil, se-l predă în focar, se face focul, adaugă aerul care este necesit. Și dacă vreți, toți care să-l arăt cum ar dinăuntru, ca un spunem ca gaz. Destul de sistem automatizat și la sfârșit tot controllerul care merge împreună cu cazan scoate cenușa afară. Primești că centrala lucrează, hai spunem, aproape automat, în afară de încărcare combustibil în prim tambur. Și după asta de mai aveți alt panou a doilea. În trânsul este
rezolvat întrebarea și ține de menținerea tamburului la cazan plin și TEC ține de a mă de transmitere de date la distanță. Cât produc energie termică centrală, care starea la temperaturi, dacă este combustibil în tamburul primar, temperatura de afară, TEC și este nișești ca să-l dai seama de la distanță și a mă în centrală este seama. Ia cum arată la panou, la distanță. Și la fel avem un panou. Și la fel panou aveți de amul ăsta. Unde toți parametrii tehnologice centrale sunt monitorizate, stocați și transmiși la distanță. Totul este automatizat. Aici avem contorul, unde toată energia termic produsă este contorizată pentru a măsura eficiența funcționării centrale. Hai să întreb să oameni vă să explic două minute. Ca să vorbim să mergem la... Da. Nu-i poate. Da. Măcar să arăte viteza, dar știi, scade, se ridică. La mine cum arătau 1505 și așa și-a rămas, fără schimbări. A, care gine că sunt, l-am pus la tribună, boxa se întrerupie, să... Atât era problemă. Să schimbăm modem la duș? Nu știu, până n-am avut probleme, până de mult. Продолжение следует...